Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este drama de argint în greutate de 8 grame, emisă de orașul grecesc Histria în anul 480 înainte de Hristos. Ea a fost urmată și de alte emisiuni de monedă ale polisurilor grecești din Dobrogea. Getodacii foloseau monede macedonene, apoi au început să emite monede proprii din argint, asemănătoare cu cele ale celților, pentru ca apoi să emite celebrii cosoni de aur. De asemenea, monedele romane, cum sunt denarii republicani sau imperiali, au pătruns și ele pe teritoriul Daciei, înainte chiar de ocupația romană, dar au continuat să circule și după retragerea aureliană, fiind apoi înlocuiți de monede bizantine. În formațiunile statale românești, primul voievod care a emis monede a fost Vladislav I în Țara Românească, el bătând ducați munteni din argint, urmat de Petru Mușat în Moldova, acesta emițând groși de argint. Spre deosebire de Țara Românească și Moldova, Transilvania a avut emisiuni monetare de tip vest-european, groși, oboli, dinari, creițari, gludeni, taleri și ducați, începând cu anul 1538 după Hristos. Pe teritoriul românesc pătrund foarte multe monede de-a lungul secolelor, circulând taleri turcești, galbeni ungurești și austrieci, zloți, carboave rusești, țechini venețieni, în total peste 100 de tipuri de monede. O emisie de monedă a costat până și capul unui domnitor. Este vorba de Constantin Brâncoveanu, cel care a emis o monedă medalie cu efigia sa pe ea, încălcând astfel religia musulmană și considerată drept un semn de independență, dând motiv turcilor otomani să-i ceară capul. Monedele Sadagura au fost primele monede comune principatelor române, Moldova și Muntenia, fiind puse în circulație de către armata de ocupație rusă în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774. Prin regulamentele organice adoptate în 1831 în Țara Românească și în 1832 în Moldova, se stabilesc monedele care pot fi folosite pe teritoriul românesc, galbenul austriac, sfanțul de argint. Ca o recunoaștere a unirii, domnul Alexandru Ioan Cuza propune baterea de monedă care să se numească român sau romanat. Acest lucru însă nu era posibil, fiind condiționată de cantitatea de metal prețios din vistiera statului, dar și de puterea otomană, care nu accepta emisia de monede proprii a statelor vasale. Cuza a bătut totuși în 1864 la Paris o monedă de aramă de 5 sutimi cu chipul lui, dar această monedă n-a fost pusă în circulație din cauza opunerii Turciei. I s-a întâmplat lui Cuza ceea ce i se întâmplase cu câțiva ani mai înainte domnitorului Barbu Știrbei, care, bătând moneda fără învoirea Turciei, a fost silit să le retragă din circulație. La 22 aprilie 1867 a fost stabilită moneda națională, leu, ca o monedă bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3 grame de aur și având 100 de diviziuni, numite bani. Primele monede emise au fost cele divizionare din bronz, cu valori nominale de 1 ban, 2 bani, 5 bani și 10 bani, care au fost bătute în Anglia în 1867. În 1868 s-a emis prima monedă românească de aur cu valoarea nominală de 20 de lei, într-un tiraj de doar 200 de exemplare, aceasta fiind considerată drept probă. Începând cu 1870 s-au emis și monede de argint cu valori nominale de 50 de bani, 1 leu și 2 lei. Începând cu 1880 s-au emis și monede de argint de 5 lei. Monede din aur pentru circulație s-au bătut în 1883 și 1890. La 3 martie 1870 a fost înființată monedăria statului, care a putut bate monedă până în acel an, monedele fiind bătute în majoritatea în străinătate, mai ales la Birmingham. În acel an, 1870, au fost bătute monedele de argint cu valoare nominală de 1 leu și de aur cu valoare nominală de 20 de lei, desenate de gravori celebri. Din cauza lipsei de monedă națională anterioare momentului 1870, toate taxele și vama erau plătite direct în aur. Aurul străin era frecvent folosit, ca de exemplu moneda de 20 de franci francezi, lira de aur turcească, imperialii ruși vechi și suveranii englezi. Valuta intra astfel masiv în țară, mai ales rubla rusească, ceea ce a condus la măsuri drastice din partea unor miniștri, cum a fost Dimitrie Sturza, supranumit Mitiță Roade Ruble, care a forțat un anumit curs de schimb și o anumită circulație de monedă. Primele însemne monetare de hârtie sunt biletele ipotecare, emise conform legii din 12 iunie 1877, cu valorile nominale de 5 lei, 10 lei, 20, 50, 100 și 500 de lei, de către Ministerul de Finanțe pentru a obține fondurile necesare susținerii financiare a războiului de independență. La 1 aprilie 1880 a fost înființată Banca Națională a României, care era singura abilitată să emite monede de metal și hârtie. Sediul Băncii Naționale a României a fost construit între anii 1884 și 1889, după planurile arhitecților francezi Albert Galron și Joseph Cassien Bernard. Printr-o lege din 1900 s-a autorizat și emiterea de piese de nichel cu valori nominale de 5, 10 și 20 de bani, care au fost bătute la monetăria Bruxelles.
În 1906 s-au bătut o serie de monede de aur cu valorile nominale de 12,5 lei, 20, 25, 50 și 100 de lei la sărbătorirea 40 de ani de domnia regelui Carol I. Garantat în aur și argint, leul românesc a rămas o monedă europeană stabilă până la al doilea război mondial, în ciuda faptului că aurul Băncii Naționale a României, trimis la adăpost de invazia germană în 1916 și 1917 la Moscova, a fost confiscat de puterea sovietică, iar doar o foarte mică fracțiune simbolică a fost înapoiată în pofida cererilor reiterate de România. În 1889, odată cu Austro-Ungaria, Bulgaria, Venezuela, Serbia, Montenegru și San Marino, România a aderat la Uniunea Monetară Latină. Organizație monetară internațională fondată pe regimul bimetalismului aur-argint. Organizația fusese creată în 1865 de Franța, Belgia, Italia, Elveția, Luxemburg și a intrat în vigoare la 1 august 1866. Statelor fondatoare li s-au alăturat Grecia, apoi Spania în 1868. Statele membre au fost de acord să schimbe moneda națională la un standard de 4,5 grame de argint sau 0,29 de grame de aur și să le facă în mod liber interschimbabile. Astfel, de exemplu, moneda de aur cu valoare nominală de 20 de franci francezi avea aceeași valoare cu moneda cu valoare nominală de 20 de lei românești. Potrivit tratatului, monedele fiecărui stat membru aveau curs legal în fiecare stat din Uniune. Uniunea Monetară Latină s-a autodizolvat la 1 ianuarie 1927. După primul război mondial, leul românesc intra pe panta inflației din cauza distrugerii economiei românești în război și a preschimbării banilor străini, precum coroanele austro-ungare și rublele rusești, din teritoriile nou dobândite, precum și a banilor de ocupație emiși de armata germană. Inflația continuă într-un ritm moderat în perioada interbelică și în cea a celui de-al doilea război mondial. Intrarea Armatei Roșii pe teritoriul țării în 1944 aduce cu sine și impunerea către populația acceptării leului de ocupație sovietic. Obligarea României la plata unor uriașe despăgubiri de război a dus inflația la rate astronomice în 1946 și mai ales în 1947. În 1946 este emisă moneda de 100.000 de lei, iar la 25 iunie 1947 este emisă bagnota de 5 milioane de lei, aceasta fiind însemnele monetare cu cel mai mare nominal din istorie a României. În 1947 se face denominarea la un raport de un leu nou la 20.000 de lei vechi. Reevaluarea este realizată pe regimul comunist fără vreo avertizare prealabilă și fără posibilitatea de a schimba mai mult decât o sumă fixă din moneda veche. Acest lucru a fost făcut pentru a nu permite persoanelor din clasa mijlocie și cea de sus să păstreze o mare parte din venituri după naționalizare pentru a le folosi la rezistența împotriva colectivizării și a instalării definitive a comunismului în România. La vremea introducerii, paritatea leu-dolar era de 150 de lei pentru un dolar. Odată cu venirea comuniștilor la putere, în 1952 se face reforma monetară, la un raport de un leu nou egal cu 20 de lei vechi. Spre deosebire de denominarea precedentă, diferite rate de schimb au fost utilizate pentru diferite modalități de schimb, bani lichizi, depozite bancare sau datorii. Aceste parități variau între 20 și 400 de lei vechi pentru un leu nou. Niciun avertisment premergător nu a fost dat nici de data aceasta. Toate aceste bagnote au cunoscut două tipuri, cu serie și număr de culoare albastră, tipărite în România, și cu serie și număr de culoare roșie, tipărite în Cehoslovacia. Simultan cu bagnotele au circulat și monede pentru subunități, 1, 3, 5, 15, 25 și 50 de bani, iar ulterior au fost introduse monede și pentru valorile unitare de 1 leu și 3 lei. Monedele aveau stema pe revers. În 1966 se emit monede și bagnote cu noua denumire a statului, Republica Socialistă România, acestea rămânând în circulație până după Revoluția Română din 1989. În timp apar noi emisiuni de monede din aluminiu pentru subunitățile de 5 și 15 bani în anul 1975, pentru 25 de bani în 1982. În 1978 se emite moneda de 5 lei, tot din aluminiu. Emisiunile vechi rămân acceptate la plată, dar în timp, bagnotele unitare de 1 leu, 3 și 5 lei își reduc circulația. După prăbușirea regimului comunist, prima emisiune monetară post-revoluționară este cea a monedei de 10 lei în 1990. Au urmat apoi bagnotele de 500 de lei, 1000 și 5000 de lei în anul 1991, bagnotele de 200 și 500 de lei în 1992, cea de
1000 de lei și 5000 de lei în anul 1993 și cea de 10000 de lei în anul 1994. Datorită inflației, monedele și bancnotele din perioada comunistă își pierd rapid valoarea și utilitatea practică și sunt scoase oficial din circulație după 1997. În perioada 1996 și 2000 au fost lansate mai multe bancnote, cea de 1000 de lei, 5000, 10000, 50000, respectiv cea de 100000 de lei. În 1999 a fost emisă și o bancnotă cu valoarea nominală de 2000 de lei, care a avut un caracter mai degrabă comemorativ, fiind lansată cu ocazia eclipsei totale de soare din 11 august 1999, care a fost vizibilă de pe o suprafață destul de mare din teritoriul României. Bancnota a fost realizată pe suport de plastic, polimer, metodă folosită la toate emisiunile din perioada următoare. Aceasta a fost prima bancnotă emisă în România și în Europa, de altfel, pe suport de polimer. Cu ocazia celui aș eveniment, în 1999, a fost emisă și o monedă de 500 de lei, eclipsa solară, din aluminiu-magneziu, cu diametrul de 25 de mm. Această monedă a fost bătută pentru circulație într-un tiraj de 4 milioane de exemplare. A urmat apoi emisiunea monetară din perioada 2000-2003. Bancnotele de 10.000 de lei și 500.000 de lei au avut două emisiuni, prima fiind semnată de Emil Iota Ghizari, guvernator interimar al BNR în perioada în care Muguri Sărescu era prim-ministru al României. După revenirea în fruntea BNR a lui Muguri Sărescu, acesta a emis două noi tipuri de bancnote de 10.000 și 500.000 de lei, identice cu primele, dar cu semnătura sa. Este de remarcat faptul că bancnota de 1 milion de lei a intrat în cartea recordurilor, fiind bancnota de plastic cu cea mai mare valoare nominală din lume. Al patrulea leu, adică ronul, este cel aflat în circulație în prezent. Leul românesc nou este noua unitate monetară a României. La data de 1 iulie 2005, leul românesc a pierdut ultimele 4 zerouri prin denominare la rata de 1 leu nou pentru 10.000 de lei vechi. În data de 30 iulie 2019, Consiliul de Administrație al BNR a anunțat în urma ședinței că începând cu anul 2020 se va introduce în circulație bancnota cu valoarea nominală de 20 de lei, pe fața acesteia aflându-se portretul Ecaterinei Teodoroiu. Bancnota a fost lansată pe 26 noiembrie 2021, unde au fost prezentate toate detaliile acesteia. A intrat în circulație pe teritoriul României la 1 decembrie 2021, fiind prima bancnotă pe care este înfățișată o femeie. Acum, Banca Națională a României va lansa, în 23 mai, cu ocazia 350 de ani de la nașterea lui Ion Neculce, o monedă din argint. Aceasta are o greutate de 31,10 grame și un diametru de 37 de mm. Pe partea cealaltă acesteia este ilustrată imaginea mănăstirii Putna, alături de portretul domnitorului Ștefan cel Mare. În plus, pe reversul monedei se poate observa o mână care scrie un fragment din celebra lucrare O Samă de Cuvinte. De asemenea, pe aceasta se prezintă și inscripțiile cu ocazia căreia va fi lansată în România: 350 de ani de la naștere și Ion Neculce. Pentru început, doar 5.000 de monede cu chipul lui Ion Neculce vor fi puse la vânzare pentru suma de 470 de lei cu TVA. În preț este inclus și certificatul de autenticitate. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.